După o lună de proteste fără precedent împotriva realegerii sale, președintele Belarus Alexander Lukashenko a acordat un interviu mai multor jurnaliști ruși. În timpul discuțiilor purtate cu aceștia, șeful statului Belarus a vorbit despre amplele proteste din țara sa. Alexander Lukashenko a declarat că aceste manifestații au fost tragice pentru el, dar și-a păstrat sprijinul majorității cetățenilor belaruși. În opinia sa, demonstrațiile sunt susținute de Occident. Totodată, președintele a avertizat Rusia că s-ar putea confrunta în viitor cu proteste similare. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Я его предупредил, этому противостоять нельзя, потому что, а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, американцы. Вы же видите, что там творится. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Un summit cu participarea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, și a președintelui Belarus, Alexander Lukashenko, este prevăzut să aibă loc în zilele sau săptămânile următoare. În ceea ce privește arestarea la frontiera ucraineană, în noaptea de luni spre marți a opozantei Maria Kaleshnikova, Lukashenko a afirmat că aceasta a fost aruncată dintr-o mașină în mers de alți doi opozanți în timp ce aceștia fugeau în Ucraina vecină. În mașina lor au băgat în viteză și au aruncat-o din mașină în mers, a insistat el, afirmând că acum negociază cu Ucraina predarea celor doi opozanți care se aflau în vehicul. Kievul a desmințit marți această versiune a faptelor, explicând că Maria Kaleshnikova s-a opus expulzării sale forțate din Belarus și că din cauza imposibilității de a o convinge să părăsească țara, ea a fost arestată. Aceasta și-a rupt pașaportul pentru a nu-i se permite să treacă frontiera. Maria Kaleshnikova committed a brave action which prevented Belarusian special services from expelling her to the Ukraine's territory. Avocatul Maxim Snack, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al Opoziției încă în libertate și rămași în Belarus, a fost reținut miercuri dimineață de bărbați mascați. Maxim Snack a venit la birou pentru a participa la o videoconferință, însă nu s-a mai alăturat, nu a mai apucat decât să trimită cuvântul mascați. A transmis serviciul de presă al grupului său de opoziție pe canalul de mesagerie Telegram. Informația a fost însoțită și de publicarea unei fotografii cu avocatul condus de bărbați înarmați, îmbrăcați în haine civile. Poliția din Belarus nu are informații privind o presupusă reținere a lui Snack. Avocatul în vârstă de 39 de ani este unul dintre cei 7 membri ai conducerii Consiliului de Coordonare, format pentru a forța plecarea președintelui Alexander Lukashenko. Maxim Snack și deținătoarea premiului Nobel pentru literatură Svetlana Alexei erau ultimii lideri în libertate ai acestui grup aflați în Belarus, ceilalți fiind fie arestați, fie în exil. Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European din Parlamentul Blocului Comunitar, este de părere că Uniunea Europeană trebuie să impună sancțiuni și președintelui Belarus, Alexander Lukashenko. Europa trebuie să convină rapid asupra unei liste cu sancțiuni și, din punctul meu de vedere, aceasta ar trebui să-l includă și pe Alexander Lukashenko, cel care patronează acest sistem, a afirmat politicianul conservator german într-o intervenție la un post de radio. La începutul acestei săptămâni, diplomații europeni au declarat că blocul comunitar intenționează să instituie până la mijlocul lunii septembrie sancțiuni economice. Acestea sunt țintite împotriva 31 de responsabile din Belarus, ca reacție la recentele alegeri prezidențiale considerate drept amplu fraudate. Pe listă nu figurează însă și președintele Belarus, Alexander Lukashenko.